Campus TV semnala ieri faptul că în ultima perioadă a crescut numărul prezentărilor de la secția UPO a Spitalului Județean de Urgență, mulți dintre pacienți având simptome de coronavirus. Acest fapt se vede deja în cifra confirmărilor raportate de autoritățile din sănătate. Județul Buzău este în continuare pe un trend ascendent al îmbolnăvirilor de COVID. 2896 de persoane au fost confirmate pozitiv COVID-19 de la începutul pandemiei. Dintre acestea, 2544 au fost declarate vindecate și alte 105 au decedat. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore în județul Buzău au mai fost confirmate 22 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 4 dintre pacienți au fost diagnosticați într-un laborator privat de analize și un pacient a fost diagnosticat într-o unitate sanitară din alt județ. Pacienții au vârste cuprinse între 25 și 82 de ani. Direcția de Sănătate Publică a mai anunțat 2 decese în rândul unor pacienți infectați cu coronavirus. Este vorba despre un bărbat și o femeie care s-au prezentat la UPU în stare gravă, iar pe fondul comorbidităților au încetat din viață.